în poliția română a fost un om respectat, un om stimat de colegi și de oamenii cu care a lucrat și eu am convingerea că expertiza lui pe ceea ce a făcut va aduce un plus organizației PSD Neamț și va aduce un plus Parlamentului României. Domnul Ihtimie! Colegul meu în Consiliul Județean Neamț, un om cu experiență în administrație și un om care reprezintă cetățenii de pe Valea Muntelui, Gabi Pavel. Ei sunt o parte din candidații cu care PSD Neamț se prezintă în fața alegătorilor. Așa cum am spus, nu vreau să facem lansări fastoase, pentru că noi vrem să arătăm românilor ce vrem să facem în următorii 4 ani. Vrem să prezentăm programul nostru de guvernare. Aș vrea ca fiecare din ei să vă spună câteva cuvinte și să vă spună cum văd ei activitatea lor în viitorul Parlament al României. Eu sper ca dumneavoastră să-i susțineți, să muncim în această campanie, pentru că avem nevoie de un nou guvern, avem nevoie de un guvern ales legitim și nu impus de cei care nu iubesc românii și România, așa cum este acest guvern Cioloș, cu oameni care nu fac nimic pentru cetățenii României, nu fac nimic pentru nemțenii noștri. Așa cum ați văzut și dumneavoastră, vă rog să spuneți tuturor că ieri în Parlamentul României, Partidul Național Liberal a ieșit din sală atunci când trebuia să votăm creșterile salariale pentru medici și pentru profesori. Noi credem că trebuie să creștem salariile la cei care ne educă copiii și la cei care ne îngrijesc părinții. Eu cred că aceste două categorii au rămas în urmă din punct de vedere al retribuției și al salariilor. Nu numai ei, eu cred că sunt multe nedreptăți pe care noi cei din PSD vrem să le îndreptăm. Eu cred că Partidul Social Democrat este partidul care ori de câte ori a guvernat, a adus progresul în România și cred că o putem face foarte bine începând din ianuarie, atunci când Klaus Werner Iohannis nu va avea cum și va trebui să dea guvernul celor din PSD. Cred că Julien Cioloș nu apără interesele României și a românilor, și cred că această experiență tristă pentru România cu acest guvern tehnocrat trebuie să ia sfârșit în decembrie. În calitate de președinte al Consiliului Județean Neamț, o funcție pe care o ocup astăzi datorită dumneavoastră, datorită voturilor pe care dumneavoastră le-ați dat Partidului Social Democrat, este prima dată după foarte mulți ani când Partidul Social Democrat deține funcția de președinte al Consiliului Județean Neamț. În calitate de președinte al Consiliului Județean Neamț, voi face tot ceea ce trebuie ca județul Neamț să prospere, ca oamenii din județul Neamț să se simtă reprezentați așa cum trebuie și în această campanie voi susține toți candidații pe care PSD Neamț îi propune electoratului din județul Neamț. Încă o dată vreau să vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră aici. Vreau să mulțumesc cetățenilor județului Neamț pentru votul pe care îl vor da candidaților noștri pe 11 decembrie. Eu am convingerea că putem obține cel puțin 5 deputați și 2 senatori. Că suntem oameni serioși, că suntem oameni care ne ținem de cuvânt, că suntem oameni care facem ceea ce spunem, că nu venim în fața oamenilor cu promisiuni de șarte și că putem să aducem progresul și în județul Neamț
și în România. Dați-mi voi în continuare să dau cuvântul candidaților și am să încep de această dată cu o doamnă și o invit la microfon pe doamna Emilia Arcan. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte, dragile mele prietene, dragile mele colege, dragi colegi, doamnelor și domnilor. Este o mare onoare pentru mine să fiu astăzi prezent aici, în fața dumneavoastră, să mă cunoașteți mai bine, să mă prezint pentru cei care nu mă cunoașteți și sunt convinsă că dumneavoastră veți trage o concluzie, dacă nu, cred că tocmai ați tras-o, pentru că aici suntem doar oameni politici ai Partidului Social Democrat și sunt convinsă că traiectoria deja o aveți. Suntem aici în fața dumneavoastră pentru a ne descoperi. Poate unii colegi ai noștri sunt mai mult sau mai puțin cunoscuți. Domnul președinte Ionel Arsenie ne-a făcut în mine mare o descriere. Pentru cei care nu ne cunoașteți, nu mă cunoașteți, mă numesc Emilia Arcan. Sunt președinta femeilor social-democrate din județul Neamț. Am fost președinte de Consiliul Județean în finalul mandatului 2012-2016. Am ocupat o funcție importantă de consilier județean timp de 4 luni de zile, după care colegii mei au apreciat că aș putea să ocup o funcție importantă în fruntea județului, aceea de vicepreședinte al Consiliului Județean, alături de care am avut și pe colegul meu, Dan Manoliu, și zicem noi că nu m-am făcut de rușine și am reprezentat așa cu succes județul meu. Aceste aplauze din partea dumneavoastră sunt sigură că îmi dă o forță ca să mergem în această campanie electorală. Sigur că acum noua lege electorală ne obstrucționează la foarte multe lucruri. Noi o să încercăm pe cât posibil, să luăm legătura cu electoratul, așa cum ne caracterizează pe noi social-democrații. O femeie merge în Parlamentul României, Emilia Arcan, ce nu mai fi și asta? Da, eu sunt. Zic eu că mă recomandă expertiza profesională, expertiza din administrația publică și nu în ultimul rând, expertiza politică, pentru că noi suntem oameni în administrație datorită faptului că suntem oameni politici. Pentru că așa a rânduit Dumnezeu ca după 89 să avem dreptul de exprimare, dreptul de votare, dreptul de a decide și a gândi liber, da? Nu față de cum a fost până în 89 și știm foarte bine marea majoritate dintre noi ce parcurs urât am trecut. Vă spuneam că voi fi reprezentata, candidata Partidului Social Democrat pentru Senatul României, poziția 1. Mulți au spus că pe tine nu te mai interesează politica, nu te mai interesează să faci campanie electorală pentru că ești prima pe listă și oricum ești. Nu, greșit. Cred că obligația mea este mult mai mare să fac campanie așa cum mă caracterizează pe mine să fac munca politică, munca așa cum am demonstrat în administrația publică și așa cum ne caracterizează pe noi femeile. Noi femeile suntem, ne lăudăm că suntem puternice, că suntem vrednice, că suntem verticale, ținem un echilibru, împletim cu succes activitatea politică cu cea profesională. Da, avem o grămadă de calități, dar mai puțin suntem apreciați. Și aici am vrut să ajung. Nu aș fi putut să fiu prima la Senatul României candidat dacă nu aveam susținerea președintelui Ionel Arsenie. Și vreau să-l aplaudați pentru că e foarte respectul și plăcirea pentru tot ceea ce este ca președinte de organizație. O să vă mai dezvălui eu un secret mai spre final. Și nu în ultimul rând, colegii mei de partid, atât de la județ, cât și de la municipii, orașe, comune și așa mai departe. Mulțumesc domnilor primari, doamne primari, pentru că vă văd aici alături de noi, că ne susțineți. Vă mulțumim foarte mult. Domnule președinte al pensionarilor, doamna președinte a femeilor social-democrate, vreau să vă ridicați pentru că sunteți colegii noștri și trebuie să vă cunoască colegii și la asta ne vă cunoască. Domnul Oprea a fost un candidat pentru primăria municipiului Roman, care ne-a făcut cinste, onoare, ca să fie candidatul Partidului Social Democrat.
consilier local și așa mai departe. Nu aș vrea să mai dau nume pentru că nu aș vrea să omit pe cineva, dar vreau să las și pe colegii mei, pentru că e normal așa, zice că femeia e mai guralivă, mai... Dar așa vreau să fiu în Parlamentul României, să am o voce, o voce care să pătrundă în toate județele din România și nu în ultimul rând în județul Neamț. Vreau să nu mă fac de rușine, vreau să fiți mândri că ați trimis o femeie în Parlamentul României. Vă mulțumesc încă o dată și tot dacă vă spun. Dacă nu ar fi fost acest om minunat, femeia nu ar fi avut loc. Dar, domnul președinte, mai am ceva să vă mai spun. Vreau să vă spun că de aici, din Roma, am mai plecat odată, dacă ne amintim, în 2012-2016, o femeie, nu știu dacă o știți cine, care i s-a dat un vot masiv să meargă în Parlamentul României, deputata Udrea. Mi este rușine să vorbesc urât de o femeie, dar vreau să știți că de atunci de când ați plecat, s-a mai întors în Roma ca să vadă interese, să vadă interesele dumneavoastră, problemele cu care vă confruntați. Nu, oameni buni! Nu! Ei ce au făcut? Ca să nu dăm nume cine e ăsta. Au președinte de organizație de import. Au locul 1 la deputat de import. Dumneavoastră știți foarte bine la cine fac referire. Aceia sunt ăia. PDL egal PNL. PNL-ul de astăzi, PNL-ul de atunci. Vă pup, vă îmbrățișez cu mare drag! Mulțumesc, Emilia. Sigur, să vorbești cu Emilia. Greu. Nu-i simplu? Da. Da, noi cei din PSD am demonstrat că promovăm femeia, că egalitatea de șanse în Partidul Social Democrat este respectată și chiar suntem mândri noi, acești bărbați de aici, că alături de ceilalți în Parlamentul României vom fi reprezentați și de o femeie. Așa că, doamnelor social-democrate, îndrăzniți să faceți politică, pentru că funcțiile publice nu sunt numai pentru bărbați. Și eu cred că dacă sunteți perseverente și vă implicați, multe dintre dumneavoastră puteți să ocupați funcții publice. În continuare, aș vrea să-i dau cuvântul, așa cum am spus, unui tânăr care a avut și puterea și îndrăzneala de a mai candida și a se bate în unele campanii electorale, cea de la europarlamentare, un om cu experiență în mediul de afaceri și un om care eu cred că poate face multe pentru dumneavoastră, pentru cei din Roman, un om în care noi cei din PSD credem și cred că și dumneavoastră o să fiți mulțumit de el și de activitatea lui în Parlamentul României. Alex Rotaru. Bună ziua! Doamnelor, domnilor, stimați colegi, stimați jurnaliști. Voi încerca să fiu cât mai concis, ca să ne mai rămână timp de socializare la finalul întâlnirii. Sunt sigur că de la această tribună ați văzut și ați auzit mulți politicieni vorbind, multe promisiuni, dar și unele adevăruri. Eu vă spun un sigur lucru. Eu, Alexandru Rotaru, vreau și pot să fac ceva. De-a lungul timpului m-ați cunoscut pe mine, ca tânăr om de afaceri, ca tânăr politician, dar și prin prisma tatălui meu, a familiei mele. Cunoscându-mi istoricul, știți că tot ce am construit a fost prin muncă. Așa reușești în viață și așa este normal să fie. Eu mă consider un tânăr împlinit. Astăzi mă prezint în fața dumneavoastră cu încrederea pe care mi-o dă susținerea din partea echipei PSD, colegii mei candidați. O echipă unită, care s-a dovedit rezistentă, chiar și în vremurile în care nu am condus, când am stat în afara luării deciziilor. Acum este momentul ca PSD să ia decizii și să le ia corect. Vreau să vă prezint o întâmplare. Luni, lunea aceasta, am participat la lansarea candidaților tineri ai Partidului Social Democrat la București. Și e un pas foarte important care
Partidul Social Democrat la Făpân. Dar vreau să punctez că nu este primul. La alegerile locale din vară, 77 de tineri consilieri au ajuns să lucreze în administrația locală în diferite comune din județul Neamț. Este o șansă enormă oferită de conducerea PSD Neamț, de președintele Ionel Arsene, tinerilor și colegilor de la organizația de tineret. Am muncit în PSD. Am făcut echipă cu tineri și mai puțin tineri. Am făcut, de fapt, echipă cu oameni care își doresc bine. Să trăiască bine, dar mai ales să primească bine. Am fost întrebat de ce vreau să candidez. Și chiar am simțit în vorbele unor oameni că este opinia lor că mă aflu aici datorită tatălui meu. Nu. Nimic mai greșit. Nu este adevărat. Nu pentru asta sunt aici acum. Sunt tânăr, poate nu am experiența seniorilor, dar am puterea, am determinarea de a schimba în bine ceea ce merge rău sau prost. Am avut și am pe mână o afacere. Trăiesc pe cont propriu. Știu ce înseamnă greutățile din mediul de afaceri. Știu ce înseamnă un salariu pentru un om. Acasă, aici, la Roman, stau bine. Dar îmi doresc să fac bine de la București înspre aici. Înspre acasă, înspre județul Neamț, înspre Moldova, înspre toată țara. Toți cei care mă cunosc știu că sunt corect. Nu am fugit la alte partide, cum s-a întâmplat cu unii care acum se văd lideri. Și se văd politicieni de neînvinți. Nu. Nu fac apel în van la credință. Deoarece credința mea stă în ceea ce a realizat și în ceea ce cred că voi realiza. Pe listele PSD astăzi se regăsesc oameni noi. Oameni ca mine. Care simt că România e acasă. Și care cred că merităm șansa de a ne dovedi forțele. România merită să luptăm pentru ea. L-am văzut pe bunicul nostru, m-am emoționat. Alo, bunicul. Am zis că voi fi scurt. Eu cred în voi. Voi credeți în mine? Voi credeți în mine? Vă mulțumesc! Eu cred în voi, cred în PSD, eu cred în mine și cred în România. PSD, victorie! Mulțumesc! Bravo, Alex! Un discurs bun, un discurs motivant. Eu am convingerea că și cei din sală cred în tine și dacă bunicul tău îi prezent astăzi aici, îl salutăm și vă felicităm că aveți un nepot care vă va reprezenta în Parlamentul României. În continuare, o să dau cuvântul omului care nu mai are nevoie de nicio prezentare. A făcut și administrație, a făcut și politică. Și afaceri, evident. Voiam să zic că am bătrânit în politică, încă este foarte tânăr. Și are multe de făcut. Dan Manoliu! Bună seara! Bună seara, dragi colegi! Bună seara, romașcani! Mă numesc Dan Manoliu, sunt candidat pentru Senat din partea PSD Neamț, de profesie inginer, născut, crescut, trăiesc, lucrez în Roma. Și vă iubesc! Ce îmi doresc? Îmi doresc o Românie stabilă, cu instituții care să respecte democrația și principiile statului de drept. Dar, în principal, îmi doresc ca românii să nu trăiască de cer, să trăiască prosper. Asta îmi doresc. Am și eu un altul cu care vin în fața dumneavoastră, care cred că e destul de important și se numește
9 ani de consilier județean și aproape 4 ani vicepreședinte al Consiliului Județean. Alături de colega mea, Emilia, am dus și lupte, am făcut și realizări, am încheiat și proiecte, dar eu spun că v-am reprezentat bine și am fost singurul din doi care am încheiat mandatul trecut. Cunosc județul Neamț, cunosc foarte bine problemele județului Neamț. Și de aceea, cei care mă cunosc știu foarte bine că mi-au făcut mai mult faptele și mai puțin vorbele. Și prin activitatea mea politică și administrativă, am încercat întotdeauna să aduc un plus pentru Roman. Fie că aceasta a însemnat fonduri, fie că a însemnat proiecte, fie că a însemnat investiții, cred că au semnat lucrări mai importante sau mai puțin importante. Dar trebuie să țineți cont de un singur fapt. Am făcut aceasta alături de echipa PSD. Echipă care e aici de față, echipă care a înțeles că dezvoltarea județului Neamț e în strânsă legătură cu dezvoltarea oricărei comunități. Iar Romanul e o comunitate importantă, chiar foarte importantă pentru județ, și de aceea e în vederea tuturor. Și aici mulțumim și președintelui Ionel Arsene, care ne-a reprezentat și ne-a ajutat cu cinste și ca parlamentar și sunt sigur că o va face în continuare ca președinte din Consiliul Județean. Ce vă mai pot spune este faptul că îmi doresc în această Românie stabilă ca orașul meu natal să fie o parte importantă a acestei țări. Îmi doresc totodată ca toate oportunitățile orașului Roman, economice, administrative, istorice, geografice, sociale, să le putem duce acolo în Parlament și să punem și noi un număr pentru a realiza ceva pentru oraș. Îmi doresc să ajung în Senatul României pentru a face un pic mai bine viața romașcanului, pentru a crea locuri de muncă sau ajuta la crearea locurilor de muncă. Vrem un salariu decent pentru toți angajații, indiferent că sunt în sectorul privat sau în sectorul de stat. Vrem servicii medicale de calitate, date de personal de calitate, dar bine plătit. Vrem un sistem de învățământ care să ofere copiilor și nepoților noștri nu doar diplome, ci și pregătirea necesară abordării unei meserii, a unei activități și ca acești tineri implicați să rămână aici, la noi, acasă, pentru că îi vrem pe toți acasă. Vrem și îmi doresc din tot sufletul ca bunicii noștri să se bucure de bătrânețe, să se bucure de nepoți, fără grijă a medicamentelor sau ai pâinii din ziua următoare. Toate acestea pentru ce le vrem? Le vrem pentru romașcani, pentru nemțeni, în final pentru români. Și mai vreau ceva. Vreau ca atunci când vine Roman să fiu cu fruntea sus, așa cum am venit pe câte ori veneam pe drumul de la Piatra Neamț. Și toată odată vreau să vă asigur că Romanul are o prezență solidă pe listele PSD Neamț. Prezență solidă care înseamnă, de fapt, o recunoaștere a faptului că suntem puternici. Și indiferent ce s-a întâmplat, vom demonstra că suntem puternici. Vom demonstra că nu mințim așa cum am făcut-o. Eu îndrăznesc să cred că toate acestea sunt posibile, pentru că PSD-ul este singurul partid care a venit cu un program de guvernare creat pe realitate, unde a depistat problemele, dar vine și cu soluții, și cu finanțare, și un program care îl va realiza așa cum a realizat ce s-a angajat în 2012. De aceea, domnilor, de aceea, colegilor, de aceea, romașcanilor, eu îndrăznesc să cred în România. Îndrăzniți și voi să credeți în România alături de noi. Mulțumesc! Mulțumesc, Dan, mult succes!
Îi voi da cuvântul în continuare bunului meu prieten, omului care cu adevărat poate avea o expertiză importantă în Parlamentul României în ceea ce privește învățământul, domnul Inspector General de Răstare. Bună seara! Bună seara tuturor celor din sală, celor prezenți, care nu sunt alții, numai jurică, decât oamenii alături de care, în decursul anilor, m-am format din punct de vedere politic și nu numai. În sală sunt oameni cu care am crescut, cu care, așa cum am spus, m-am format de putere politic și care, într-un fel sau altul, sunt cei care m-au sprijinit pentru evoluția mea profesională și umană. Mă numesc Viorel Stan, pentru cei care poate m-au uitat sau care poate vor să audă cum îmi pronunț numele, și sunt profesor de chimie la Colegiul Național Roman Vodă. Dumneavoastră sunteți cei care acum vreo 4-5 ani mi-ați propus și m-ați sprijinit să merg la Piatra Neamț și să ajung inspector școlar general pentru a vă reprezenta acolo. Și credeți-mă, și mă uit în ochii dumneavoastră, că am făcut acest lucru cu cinste, cu respect și cu gândul că mă voi întoarce în fața dumneavoastră și iată că am și făcut-o. Mă voi întoarce în fața dumneavoastră pentru a vă spune, stimați prieteni, sunt aici, mi-am îndeplinit sarcina și m-am format și sunt mai bun și cunosc mai multe despre educație, pentru ceea ce înseamnă Sistemul Național de Educație și cred, mă simt în stare și pot să vă reprezint în Parlamentul României, pentru că acolo, acolo unde este fabrica de legi, pot aduce contribuția mea prin expertiza pe care o am în spate câștigată la legătură dumneavoastră, pot aduce o contribuție deosebită la formarea legilor care menegerează ceea ce se numește Sistemul Național de Educație și pot ca prin aceste legi, atenție, pot ca prin aceste legi să pot rezolva problemele pe care noi, societatea românească, noi la majoranii le avem. Partea era foarte multe lucruri de problemele mari pe care putem să rezolvăm dacă, iată, PSD-ul reușește să ajungă la guvernare, să facă o guvernare adevărată și să aducă lucruri bune pentru toți. V-aș spune numai despre învățământul dual, învățământul tehnic dual pe care, iată, am încercat și aproape am reușit la Roman să-l și facem. La Horne, la liceul la Horne, avem două clase de învățământ profesional dual și le facem în tot județul. Facem și la Piatra, facem și la Târg. Dar bine am făcut aici, la liceul de la Horne. În afară de învățământul dual, putem discuta de bursele profesionale pentru elevi, despre o repartizare echitabilă în teritoriul a absolvenților, putem discuta despre foarte multe. Și vă rog să vă uitați în ochii mei, să aveți încredere în ceea ce vă spun și știu că aveți încredere, pentru că mă cunoașteți și vă cunoașteți pentru că m-ați format, să aveți încredere și să spuneți exact cum scrie acolo, cu toții, de să îndrăznim să credem în România. Și să credem în România pentru că este România noastră, nu altora. Vă mulțumesc și sunt convins că vă veți sprijini să ajung în Parlamentul României pentru o altă mulțumire. Mulțumesc domnului inspector general Viorel Stan. Așadar, după cum ați văzut, Romanul este reprezentat foarte bine pe listele Partidului Social Democrat pentru Parlamentul României. Sigur, am vrut să întăresc Romanul și asta m-a determinat să punem pe locuri eligibile trei oameni de la Roman. Cred că niciodată Romanul n-a avut trei oameni pe locuri eligibile. Asta ar trebui să fie un imbol și un impuls și pentru dumneavoastră, pentru că veți fi reprezentați în Parlamentul României de trei romașcani serioși, de trei oameni care vor duce glasul dumneavoastră în Parlamentul României. Voi continua și voi da cuvântul, așa cum am spus, unui om în care eu cred, unui profesionist și un om care, cu siguranță, va ști ce trebuie să facă în Parlamentul României, de la Târgu Neamț, domnul Danuț Andrușcu.
seara și bine v-am găsit, îmi cer scuze, sunt mai emotiv, nu am experiența discursului politic, sunt nou în politică și în, în manifestări de genul ăsta. În schimb, am o experiență, pot să zic, bogată în partea de administrație. Până în anul 2012 am lucrat în mediul privat, după 2012 am fost în administrația centrală, consilier la Ministerul Economiei, la Ministerul Energiei, administrator la diferite companii, la Regia Autonomă de Activități Nucleare, la Cupromin, la președinte la Consiliul de Administrație la Conversmin. Pot să spun că am o expertiză în domenii economic. Am avut o experiență destul de vastă cu lucruri, din păcate, care se întâmplă la ora actuală în economia noastră, nu toate la locul, nu toate la locul lor. Aș vrea să vă mulțumesc pentru prezența noastră, de asemenea, să aveți încredere în programul de guvernare al PSD-ului. De fapt, este singurul program real la momentul ăsta. Ce pot să vă spun? Doar fondul de solidaritate pentru dezvoltare pe care l-a propus PSD-ul este unul extraordinar și are drept scop industrializarea României. Avem încredere în PSD, cred în susținerea noastră, de asemenea vă asigur de-a întregul meu sprijin și sunt convins că veți vota cu PSD la 11 decembrie. Vă mulțumesc! Vreau să-i mulțumesc, Bogdan. Așa era început când faci politică și mai exercițiu a emoții, ceea ce înseamnă că ești un om care pui suflet, care îi pasă de oameni și de ceea ce face. Emoțiile sunt firești la fiecare dintre candidați. Unii cu experiență, cum este domnul deputat Munteanu, nu mai are nicio emoție. Alții care sunt la început au emoții, așa că o să vă rog să fiți îngăduitori cu ei. Și în continuare o să dau cuvântul domnului Nicu Iftimie, candidatul nostru pentru Camera Deputaților, să vă spună câteva cuvinte. Bună seara! Fiind militar, am spus scurt și concret. Am lucrat 30 de ani în poliția națională, sunt colonel rezervă, pensionat de 4 luni, am expertiza și experiența necesară și puterea de muncă să continui activitatea, motiv pentru care cred că împreună vom învinge și vom aduce un plus județului Neamț. Sunt onorat să mă aflu în această seară cu dumneavoastră și sper să fac față provocărilor. Vă mulțumesc! Mulțumesc, Nicu! Pragmatic, scurt, militar, avem nevoie de astfel de oameni. Organizația PSD Neamț are nevoie de astfel de oameni și eu cred că venirea domnului Iftimie alături de noi aduce plusul ăla de care avem nevoie pentru a câștiga așa cum ne dorim aceste alegeri. În continuare îi voi da cuvântul omului care reprezintă Valea Muntelui, domnul Gabi Pavel. În primul rând, salut întreaga adunare, salut și pe domnii care vor candida și pe domnul Arsenie Special, care a reușit să cimenteze această organizație a județului Neamț și să ne dea speranță și să facă o organizație puternică, pentru că și el este un om puternic, hotărât, drept și de cuvânt.
Nu o să comentez prea mult, vreau doar să vă spun că mă uit în sală și văd foarte mulți oameni trecuți, sau mai bine zis, la vârsta a treia, oameni pentru care cei care sunt acum, care ne reprezintă, aproape că nu mai au niciun respect, uită că dumneavoastră, cei care sunteți în vârstă, ați muncit și ați dedicat această țară și ați construit-o, iar ei au făcut tot felul de afaceri păguboase pe seama acestui popor, lăsându-ne fără speranța zilei de mâine, lăsându-i pe tineri fără speranță, obligându-i de nevoie să plece în țări străine și să se chinuie în loc să rămână lângă părinții lor, lângă bunicii lor și să-i ajute la bătrânețe și să le bucure fiecare clipă. Din păcate, noi am primit această țară de la strămoșii noștri, am primit-o ca moștenire și să nu uităm că ei și-au dat viața pentru fiecare palmă de pământ, au stropit fiecare palmă de pământ a acestei țări cu sângele lor, ca să ne lase nouă această moștenire, să ne lase nouă o țară frumoasă și nu mai zic bogată, și pe care toți au pus ochii mereu și au vrut să ne dezbine și chiar să ne lase fără ea. Datoria noastră este ca și noi să lăsăm în continuare această moștenire tinerilor, pentru că țara este a lor. Ei vor trebui să fie bine pregătiți, să o poată gestiona în continuare și să o lase în continuare următoarelor generații și nu să ne lăsăm să ne depopuleze și să ne vândă terenurile și să ne lase practic niște sclavi care să plătim numai taxe și impozite. Suntem aici o echipă serioasă care vă vor reprezenta, cei care vor ajunge acolo, pe dumneavoastră. Deci, vor ajunge acolo să vă rezolve problemele dumneavoastră, pentru că de-aia îi trimiteți. De aceea am să propun și sunt sigur că domnul președinte este de acord și a gândit și el la asta, ca măcar o dată, la 6 luni, în același cadru, să ne adunăm aici și să spună fiecare ce a făcut el în alea 6 luni pentru acest județ. N-am să mă întind prea mult, pentru că sunt sigur că și dumneavoastră ați auzit multe vorbe, ați auzit multe promisiuni. Noi nu facem promisiuni. Suntem o altă generație, suntem selectați de domnul Arsenie, care mai spun încă o dată că este unul din cei mai tenace președinți pe care a avut organizația Partidului Social Democrat și plus că este unul din oamenii puternici și de încredere, fiind și președintele Consiliului Județean și care poate face foarte mult pentru acest județ. Să avem încredere în el, să avem încredere în noi, să fim uniți, să ne iubim între noi, să ne respectăm și, în primul rând, să avem opinie. Vă mulțumesc! Îi mulțumesc, domnul Pavel. Sigur, propunerea lui este binevenită. Am văzut că a fost foarte bine primită și de sală. Așa că, dacă dumneavoastră ați aplaudat, noi trebuie să ne executăm și atunci, domnilor, la 6 luni, l-a dat socoteală aici, la cei care vă vor trimite în parlament. Special am lăsat la urmă un om care nu mai are nevoie de nicio prezentare. Cel mai bun parlamentar al Moldovei, așa cum l-au prezentat toate statisticile, bunul meu prieten și omul de la care am învățat foarte mult în politică, Ioan Munteanu. Mulțumesc, domnule președinte, bună seara tuturor, îi salut și președinții organizațiilor din comunele adiacente zonei Romanului, aici sunt și primari, viceprimari, consilieri locali din aceste comune, alături de locuitori de toate vârstele în sală, de la tineri la oameni cu părul alb ca mine, așadar suntem exact ceea ce are țara, electorat, de tot tipul și aici în sală la noi. Aș vrea să vă spun că
Ionel Arsenie, ca președinte al organizației PSD, a propus nemțenilor oameni, și vă rog să le citiți CV-urile, biografia lor, să vedeți că aici avem tot felul de profesiuni, adică vom găsi corespondent în comisiile parlamentare pentru oameni din județul nostru în cât mai multe, ceea ce e foarte important. Activitatea în Parlament, cea mai importantă, cât este în comisiile permanente. Acolo se făurește legea care ajunge la un vot. Și la votul acela de luni, la o lege care a fost promovată de către Partidul Social Democrat, cu inițiatori în frunte cu președintele Partidului Liviu Dragnea, am fost prezent. Acea majorare pentru cadre didactice și sanitare, la care, atenție, din județul Neamț, de la celelalte formațiuni politice, nu a fost nici un alt deputat. Un singur deputat a fost, care este independent astăzi. Fostul nostru coleg, Liviu Arbuz. În rest, ceilalți care vin să bat cu pumnul în bec cât vor bine de oamenilor, cam așa au vor. La modul în care au fost să numele că nu suntem, vreau să vă spun că am fost numărul care trebuie în Parlament. Și nu vă mint, cândva am fost secretar al Camerei Deputaților și știu cum să numără și cu ce răspundere și că numai prin abuzuri poți să faci ceva ce nu-i în regulă, ori luni nu a fost așa. A fost vorul, așadar legea merge la promulgare. Dacă tot vorbim de bine, colegii noștri de la Roma, organizatorii, au făcut o sinteză a programului de guvernare, a programului economic al PSD-ului. Excelent! Făcută pentru dumneavoastră să o priviți, să o citiți când aveți timp. Cred că este singura formațiune politică care de-a lungul timpului a avut în atenție traiul mai bun al oamenilor. Lăsând la o parte toate acuzațiile care s-au adus liderilor noștrilor, partidului, în esență, membrilor de partid, aici sunt mulți membri de partid și simpatizanți, ce vină au ei pentru guvernare. Sigur că echipa pe care Ionel Arsenie o trimite acolo, înțelegând că astăzi mai sunt încă cap tractor, dar el este, de fapt, pentru că el este și președintele Consiliului Județean, și până la urmă, tot ce putem noi face, cei de aici, parlamentari, deci mai lipsește un singur coleg din locurile eligibile, care astăzi are o acțiune foarte importantă cu tinerii în zona Târgu Măneanț. De aceea nu este prezent, ci pe altcineva. Deci noi de aici putem face următorul lucru. Dumneavoastră să dați cât mai multe voturi ca PSD-ul să obțină cât mai mulți parlamentari să contribuie la formarea majorității de guvernare. Pentru că o majoritate nu poate nimeni să o oprească și nu se nominalizeze premierul. Ori indirect parlamentarul, prin legile care le votează, legislația pe care o promovează, pentru că promovează legislația guvernului lui, poate să ducă la creșterea nivelului de trai a tuturor românilor și la dezvoltarea județelor. Cu atât mai mult când județul Neamț va avea guvern PSD, președinte la Consiliul Județean PSD și parlamentari mai mulți în Parlament care se contribuie la acest lucru. În rest, parlamentarul poate să se stăpânească cu cei din administrația locală. Poate să-i îndemne unde să meargă. Dar dezvoltarea e asigurată prin Consiliul Județean și Guvern. Să ne înțelegem bine. Ori, comunele din jurul Romanului, eu spun că cel puțin, în ultima perioadă, cu sprijinul care l-au primit concret prin diferite ordonanțe și prin HG-uri, s-au dezvoltat cât nu s-au dezvoltat de la Revoluție încoace. Mi-amintesc, hai să luăm un exemplu, așa, ca să nu altele și câte și câte. Gândiți-vă, care nu avea un metru de asfalt, acum nu mai are decât un drum județean care să facă. Deci, e doar un exemplu. Aproape în toate comunele se stă bine, infrastructura. Eu sunt convins că se va finaliza apa și canalul cât e președintele la Sene, că vom finaliza drumurile comunale, dar mai ales există un proiect grandios pe care o să vorbească, despre care o să vorbească el la timpul cuvenit cu drumurile județene, care sunt o problemă mare în tot județul. Astăzi observați că Ionel Arsenie încearcă și o schimbare de generații. Mulți dintre colegii cu care eu am intrat în mandatul precedent
nu mai sunt aici, sunt oameni noi, lucruri care, dacă sunt făcute cu cap, sănătoase, sunt foarte necesare pentru orice formațiune politică care se respectă. Și eu vreau să cred că așa se întâmplă în Partidul Social Democrat, în organizația de la Neamț. Îi felicit pe organizatorii de astăzi și mai ales pentru acest material excelent pe care l-au propus. Vreau să vă spun că dumneavoastră, până la urmă, sunteți o mână dintre oamenii care trebuie să convingeți electoratul să voteze cu Partidul Social Democrat, pe acele argumente pe care le am spus, că asta ar însemna o guvernare PSD, care, așa cum se întâmplă de-a lungul tuturor guvernărilor, poate să facă bine mai mult oamenilor. Și cred că ceea ce s-a întâmplat în timpul istoriei din 2000, încoace, din 1900, dacă 1990, e că Partidul Social Democrat a făcut mai mult bine oamenilor decât au făcut celelalte formațiuni politice. Deci trebuie să îi convingem. De asemenea, de astăzi, știm și locul pe buletinul de vot. Numărul 1 e ALDE, numărul 2 UDMR, PSD pe locul 3 și PNL pe locul 4. Așadar, ei mai mici în față și după aia începem noi și ceilalți după noi. Probabil că așa va ști și istoria scrisă a acestor rezultate după 11 decembrie. Vă mulțumim pentru încredere, pentru că sunt convins că avem în dumneavoastră sprijin, iar pe dumneavoastră alți și alți oameni. Vă mulțumim foarte mult! Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc domnului deputat Ioan Munteanu. N-aș vrea să închei seara de astăzi înainte de ai mulțumit public domnului senator Ioan Chelaru pentru toată activitatea pe care a făcut-o la Naționalului. Vreau să vă spun că acum cel mai bun senator din Parlamentul României, un om cu expertiză și un om care și-a făcut treaba așa cum trebuie și va reprezenta cu cinste în Parlamentul României. Încă o dată, în numele Organizației Județene PSD Neamț, vreau să-i mulțumesc pentru toată activitatea politică și am convingerea că activitatea lui profesională va continua așa cum îl știm, un profesionist și un bun romașcan. Ei sunt candidații pe care Partidul Social Democrat îi propune nemțenilor. Dumneavoastră sunteți cei care trebuie să convingeți romașcanii și nemțenii să-i voteze și haideți împreună să punem umărul și să trimitem în Parlamentul României acești minunați colegi ai noștri. Vă mulțumesc pentru prezență și Doamne ajută să nu știu.